În această dimineață, RER Sud a demarat prima etapă de dezinsecție prin aviotratament pe raza orașului Buzău. Dezinsecția aeriană s-a realizat cu ajutorul unui elicopter care a survolat municipiul între orele 6-7:30 și a pulverizat substanță pentru combaterea insectelor. Produsul folosit, Flitrin, face parte din grupa principală 3, tip de produs 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode. Substanța este avizată de Ministerul Sănătății și deține fișe tehnice de securitate. Operațiunea de dezinsecție va fi efectuată și mâine, în același interval orar. În situația în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, acțiunea va fi decalată. Detalii despre această operațiune, dar și despre orice altă activitate desfășurată de firma de salubrizare, pot fi găsite accesând site-ul rersud.ro sau pagina de Facebook RERSUD.